Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Am zis că nu prea mă joc pe telefon, însă am găsit 5 jocuri pe care nu le-am inclus în topul trecut cu 10 jocuri parcă pentru telefoane, așa că astăzi mai facem 5 jocuri. Hai să-i dăm drumul. Pe locul 5 se află un joc destul de simplu care are multiplayer, Fun Run 3. În acest joc ești cu niște animăluțe și te-ai la întrecere. La prima vedere pare ceva ușor, dar farmecul jocului este dat de cât de sângeroase sunt abilitățile. În timpul curselor găsești diferite spell-uri cu care îți poți măcelări adversarii. Pe 4 avem un joc care poate fi jucat în două moduri. Ori ești Wikipedia umană, ori ai bulan în animerii variantele. Triviador este un joc teoretic bazat pe cultură generală, dar mai dai uneori și de întrebări tâmpite. Pe locul 3 avem unul din cele mai jucate jocuri de pe PC, Minecraft Pocket Edition. Acesta nu se compară cu Minecraft-ul de pe PC, dar uneori apar update-uri înaintea variantei de calculator. Prima dată m-am jucat pe undeva prin 2013-2014 și țin minte că erau niște blocuri noi pe Pocket Edition care urmau să apară pe PC de-abia peste câteva luni. Și am o întrebare pentru veteranii de Pocket Edition. Care dintre voi a prins Nether Reactorul? Pe locul 2 avem un clasic al jocurilor de mobil, acum și cu o continuare, Angry Birds 2. Sunt un mare fan al seriei, am jucat majoritatea titlurilor în perioada sa de glorie, dar revenind la acesta, Angry Birds 2 are multe chestii noi adăugate, cum ar fi mecanici și abilități noi. Oricum, pentru mulți, asta a fost prima păsărică cu care ne-am jucat. Iar pe primul loc avem un joc bazat pe wrestling, Booking Revolution. Mulți preferau Wrestling Revolution 3D, însă parcă varianta 2D e mai amuzantă. Diferența dintre Booking Revolution și Wrestling Revolution 2D este că în acesta nu-ți dezvolți o carieră de wrestler, ci una de manager. Practic, tu iei locul lui Vince McMahon și deții una din companiile de wrestling unde trebuie să plătești salarii, să semnezi contracte, să creezi storyline-uri, rivalități și să faci meciuri de 5 stele. Cea mai tare parte a jocului este când alt patron te provoacă să vă confruntați companiile, un fel de Survivor Series, și campionii brandului tău se bat cu brandul rival, miza fiind urcarea companiei în vârful audiențelor. Cam acesta a fost și videoclipul, sper că v-a plăcut, lăsați în comentarii ce părere aveți voi despre aceste jocuri, ce jocuri pe Android vă plac și sper să nu vă aud cu Brawl Stars și cu Fortnite și cu ce dracu mai e la modă. Hai, eu o să închei aici acest videoclip, ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!